Rețelele de socializare ne mănâncă viața de câțiva ani de zile încoace. Să știți că mi-a fost greu să intru cumva în ritmul ăsta, pentru că pe vremea mea, mămicule, când eram eu la început de carieră, nu exista Instagram, nu exista Facebook, nu exista YouTube, nu exista TikTok, nu existau multe. Exista doar televiziunea și presa scrisă. Și mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc să împart cu voi lucruri din viața mea. La început mi se părea super dubios. La modul în care, dar de ce ar interesa pe cineva ce mănânc? Dar de ce ar interesa pe cineva ce fac în fiecare clipă? Mă rog, important este că am reușit să depășesc pragul respectiv și că acum, da, toți faceți parte din viața mea, așa cum e normal să fie, pentru că asta e societatea în care trăim și mi se pare că așa reușim să evoluăm împreună. Și apropo de evoluție, astăzi vreau să vă vorbesc despre persoanele pe care eu le urmăresc pe Instagram. Persoane care îmi sunt dragi, persoane care mă inspiră, persoane de la care am de învățat, prieteni sau, de ce nu, persoane pe care le urmăresc, poate fără ca ele să știe. Adică nu dau like-uri, nu. Am și de-astea, să știți. Adică urmăresc, nu sunt cu hate, nu le dau comentarii nasoale sau ceva. Doar le urmăresc așa, să văd ce mai postează, ce mai scriu, ce mai zic, ce nu știu ce. Și la story-uri nu mă uit, ca să nu cumva să apară acolo că am văzut story-urile. Ați înțeles, da? Nu știu ce înseamnă asta, e de rău sau de bine? Cred că toată lumea face asta, despre ce vorbim. Mă rog, o să vă zic așa. Urmăresc, evident, pe Instagram prietenii, prietenele mele. Prietenele super apropiate, prietenele, nu știu, cu un pas mai depărtate, dar ele nu sunt persoane publice, prietenele mele, și atunci postează destul de rar, însă în momentul în care postăm, ele la mine au mai mult de comentat, eu la ele mai puțin, ne dăm de fiecare dată câte un comentariu, câte o inimioară, câte nu știu ce, nu știu cum. După care vine valul de prieteni, hai să le spunem cunoștințe, pe care evident îi știu din diverse locuri, din habar n-am, din diverse domenii, poate profesional, poate nu, habar n-am, dar cu care nu am o relație atât de apropiată și pur și simplu ne urmărim reciproc pe Instagram, ne dăm inimioare, like-uri și ne urăm la mulți ani de zilele de naștere sau, mă rog, zilele de naștere din familie și cam atât. Vine apoi valul de prieteni de pe Instagram care îmi sunt și super dragi sufletului și sunt și colegii mei. Aici, în categoria asta, l-aș băga pe Cătălin Botezat, pe Raluca Bădulescu, pe Moris Munteanu, pe fetele de la Bravo, mă rog, nu toate, câteva care îmi sunt prietene și cu care chiar mai păstrez legătura. Restul intră în categoria persoanelor cu care mă cunosc și cu care ne apreciem reciproc pe rețelele de socializare. Asta este categoria, dacă vreți, cea mai dragă sufletului meu, pentru că am senzația că le cuprinde așa pe toate, pe lângă faptul că suntem colegi, suntem prieteni, sunt și oameni care mă inspiră foarte mult. Și Cătălin, și Raluca, și Moris, și mă rog, mai sunt, e Teo Trandafir, e Simona Pătruleasa, e Anca Ciota, e Cristina Mihaela Dorobanțu, e toți colegii pe care i-am în canal, de Bursucu, Victor Slav, etc., etc. Sunt prieteni super apropiați, de la care simt că am lucruri de învățat și atunci, cu mare drag, de fiecare dată le urmăresc postările, le citesc textele și așa mai departe. După care vine categoria de persoane publice care mă inspiră și care sunt hard to get, ca să zic așa, pentru că, mă rog, nu am cum să ajung la ele vreodată, însă sunt norocoasă că, uite, prin intermediul Instagramului pot să fac cumva parte din viața lor și mai ales să învăț foarte multe lucruri de la ele. Și aici lista este suficient de lungă, evident că o să uit și o să omit unele persoane, pentru că nu mi-amintesc, sunt bătrână și senilă. Vorbim despre Ellen DeGeneres, Oprah. Hai să le iau așa tot pe un soi de categorii. Mamă, sunt prea organizată vlogul ăsta, nu-mi place de mine. Ia să fie haos, potoliți-vă puțin. Deci, asta, Ellen cu Oprah, astea două mă sparg în două de fiecare dată când le văd și la televizor și pe rețelele de socializare. V-am mai povestit eu la un moment dat că ador fericirea asta fățarnică a tuturor de pe Instagram, totul mai fericită, totul este roz, este minunat, toată ziua e soare,
jobul e perfect, familia e perfectă, totul este minunat. Persoanele astea cred că au ajuns deja la un anumit nivel în care tocmai faptul că sunt super autentice și naturale le ajută foarte mult. Sunt super profesioniste, le apreciez din acest punct de vedere. Dacă mă întrebai acum vreo 5 ani de zile, erau clar un model pentru mine în ceea ce înseamnă lumea televiziunii și în continuare sunt, de ce nu? Doar că acum nu știu dacă mai am un model neapărat, acum îmi place să cresc eu și să mă dezvolt și să evoluez cât pot de mult fără a mai ținti să fiu ca cineva, pentru că eu sunt eu. Ellen e Ellen, Oprah e Oprah, nu știu cine e nu știu cine, adică fiecare trebuie să fie independent așa față de ceilalți. Deci tipele astea două, șmechere, le ador, le iubesc, le urmăresc, îmi place mult ce postează pe Instagram. Apoi o să trec în categoria de fashion. E, aici la modă 100% o să omit pe cineva. Tot ce înseamnă branduri mari. Da, ce înseamnă branduri mari, aici deja nu mai vorbim de persoane anume, însă vorbim despre lucruri care mă pasionează și piese vestimentare pe care trebuie să le cunosc sau poate aș vrea să mi le cumpăr sau, nu știu, pur și simplu fac parte din valul de tendințe al fiecărui sezon și atunci îmi place să urmăresc tendințele și să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în lumea modei. Deci am zis de branduri, am zis de modele. O urmăresc pe Naomi, o urmăresc pe Gigi Hadid, o urmăresc pe Kylie Jenner. Cine? Că mai era o grămadă, dar uite că acum am scapă. Evident, v-am zis eu. Care iarăși îmi plac foarte mult pentru că le admir. Ele sunt, din punctul meu de vedere, ușor mai... n-aș vrea să mă exprim greșit. De plastic, așa. Nu aruncați cu pietre, stați așa că vă explic ce am vrut să zic. Adică la ele, iarăși, e totul perfect. Ele sunt perfecte, totul e perfect, ținutele sunt perfecte, au niște vieți de-astea de vezi numai în filme și mi se pare un pic prea... Știi? Dar ele superbe. Și dacă superbe, eu le urmăresc. Și dacă au treabă cu moda, iarăși eu le urmăresc. Dar știu să fac diferența. Asta e important. Deci nu mă duc a gâsca acolo cu ochii beliți și cu gura căscată. Cu Gigi Hadid, like, super, I love Gigi. Nu. Conștientizez ce se întâmplă. Adică, uite, îmi place că nu știu ce, dar îmi dau seama că e un pic fake acolo ce se întâmplă. Bun, mergem mai departe. Am o altă categorie de celebrități. Astea da celebrități, astea da VIP-uri, astea nu mai sunt persoane publice, astea sunt dive. Mă, dive în adevăratul sens al cuvântului. Și aici intră Beyoncé, intră J-Lo. J-Lo. On the floor. Get on the floor, get on the floor. Woohoo! Yeah, I love you, LA! I love you, New York! God bless you! Am terminat concertul, super, îmi place mult. Deci, Beyoncé, J-Lo, Shakira, pe cine să mai zic? Și Kardashian-ele. Yeah, I love you, LA! Intră Kardashian-ele aici, ca să înțelegeți. Și vă explic mai de ce. Stai să mă gândesc. Toată actrițele, Reese Witherspoon, nu-mi vine acum în minte toate, dar voi le știți foarte bine. Nu trebuie să le mai zic eu. Eva Longoria. De Eva îmi place mult. Deci Eva se pozează, se filmează, nemachiată, cu părul strâns, vâlvoi în vârful capului, nespălat. După ce a făcut sport, nu înainte să facă sport sau îmbrăcată în haine de sport și zice că face sport și după aia nu mai face sport, că sunt și din astea. Femeia este super naturală, îmi place mult de tot de ea și nu e singura, toate cele pe care le-am menționat mai devreme. Da, păstrează cumva imaginea pe care au construit-o, adică au și postări din ședințe foto, habar n-am concerte, etc., unde arată impecabil, totul e super, viața e frumoasă, roz. Dar... postează și chestii supernaturale din viața lor, cu copii, unele sunt mămici, altele sunt soții, sau mă rog, toate cred că sunt mămici și soții. Înțelegeți voi? Iar chestia asta îmi place foarte tare. Mă inspiră și mă ajută să evoluez și eu, pentru că probabil niciodată nu voi ajunge să trăiesc așa cum trăiesc ele. Niciunii din România probabil că nu vom ajunge să trăim cum trăiesc vedetele de la Hollywood, însă ne putem inspira de acolo și putem să ne creăm micul nostru univers, mica noastră garderobă care să fie frumoasă, care să fie curată, care să fie îngrijită și cred că asta este cel mai important, să ne lăsăm inspirați de tot ce fac oamenii pe rețelele de socializare.
să luăm ce credem că ni se potrivește și să încercăm să evoluăm datorită lor prin lucrurile pe care ei ni le livrează așa în fiecare zi. Eu asta fac și mi se pare că e un lucru super benefic. Mă bucur că m-am obișnuit și cu Instagram-ul, și cu Facebook-ul, și cu YouTube-ul. Mă bucur că suntem o comunitate frumoasă și sper din suflet, de ce nu, să constitui și eu un motiv de inspirație pentru voi, din orice punct de vedere doriți. Nu știu dacă mă străduiesc foarte tare, pentru că nu e ca și când ar fi ceva obligatoriu. Eu fac și trăiesc exact așa cum simt și exact așa cum îmi place. Dacă și vouă vă place și considerați că aveți ceva de învățat sau habar n-am, vă dau o stare bună dimineața, atunci vă aștept să mă urmăriți și pe Facebook și pe Instagram, dar și aici pe YouTube. Iar am vorbit mult, singură, ca de obicei de una singură. Noroc cu voi că știu că sunteți acolo, că altfel cred că aș avea senzația că sunt plecată pe câmpii. Dar mă bucur că ne-am văzut. Și continuăm concertul. Lăsați-mă că am concert. Ne vedem data viitoare. Get on the floor, even criminals get on the floor, naked on the floor, not on the floor. Hey, Miami, LA, Ibiza. Woo!